Creștinii ortodoxi au sărbătorit astăzi la 40 de zile de la înviere, în joia din săptămâna a șasea după Paști, înălțarea Domnului. Sărbătoarea este cunoscută în popor și sub denumirea de ispas. Astăzi, la ora 12, clopotele bisericilor ortodoxe din parohia română au fost trase în semn de neuitare, prețuire și recunoștință față de eroii care s-au jerfit pentru neam, credință și țară. La fiecare sfântă liturgie săvârșită în bisericile ortodoxe, sunt pomeniți eroi ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jerfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin hotărârile Sfântului Sidon al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 și 2001, sărbătoarea înălțării Domnului a fost consacrată ca zia eroilor și sărbătoarea națională bisericească. Înălțarea Domnului nostru Isus Hristos, Ispasul, Zi de pomenire a eroilor neamului nostru. De-a lungul existenței sale, ca popor, românii au, au avut mulți eroi, foarte mulți fii acestui popor și-au jertit viața în diferite războaie, lupte pentru apărarea acestui pământ cu care Dumnezeu a binecuvântat neamul nostru, deportări. Greutăți, încercări. A trebuit poporul să facă față tuturor nevălitorilor. N-a fost ușor. Mulți nu s-au mai întors acasă de pe front, de pe câmpurile de luptă, nu s-au mai întors din deportări, nu s-au mai întors din închisori. Au fost momente grele. Conform rânduielii noastre bisericești facem slujbă de pomenire, parastas, ne aducem aminte de ei. Se cuvine însă ca în această zi de prăznuire a eroilor să ne gândim fiecare la familiile lor. Ei au plecat cu durere, au murit acolo departe de țară sau aproape în țară. Însă, familiile lor. Cine poate să-și dea seama, să cântărească cât de mare le-a fost suferința? Catedrala Națională din București este dedicată memoriei tuturor eroilor români, primul ei hram fiind înălțarea Domnului Ziua Eroilor.